Bună să-mi ia. Cosmin și Alexandra s-au despărțit. Toată lumea știe că s-au despărțit. Nu e nicio problemă. Ia pe Instagram. Nu. Ne-am despărțit. Nu, pur și simplu nu ne mai înțelegeam și nu... Adevărat, era în bucătărie, el pe TikTok. Nu cred că detaliile astea și-au rostul. Nu este adevărat că m-a bătut. Nu a fost violent. Adică detaliile... Iuliana, Abi, mai bine spus, te-a bătut sau nu? Nu m-a bătut. Nu a fost violent, nici verbal, nici fizic. Nu s-a pus problema de așa ceva, asta o știți bine din trecut, pentru că am mai declarat chestiile astea. Vă pup. El e foarte activ. Se vede treaba că vrea să uite, își petrece foarte mult timp cu Robert, se duc la munte, se duc la Brașov, se duc în clubul, sunt tineri, se distrează. Multe lume crede că vrea să uite. Poate vrea, poate nu vrea, poate se vor împăca sau nu se știe nimica. Mi-ar fi plăcut să rămână împreună, dar ei au o altă părere. Iar Perneș, râdeau de Vale că le-a zis că le dă un an împreună, zicea că îi așteaptă într-un an copil, Sabrina zice, așteaptă copil. Maxim un an vă dau împreună, băi, bun și ăsta. E bun. Da, să știi că și ne dă maxim un an, pentru că după aia o să fim trei, deci copilul, da. Nu o să mai fim împreună doar noi, așa că... Da. Noi zicem că într-un maxim un an vine copilul, da. Ce altceva are de făcut? Să facă copil, să-și vadă de treabă, să aibă grijă de el, dar ei știu ce hotăresc. E frumos să aibă un copil acum când sunt tineri. Ea are 26 de ani, parcă. Eu la 26 de ani, deja aveam doi copii. Din păcate, al doilea trăiește. Primul da. Dar al doilea nu. Și e frumos că vor să-și facă familie, e frumos că se gândesc la copii. Chiar aș vrea să facă un copil. Și au făcut un live și vorbeau că să plinesc 6 luni de când... s-au cunoscut prima dată. Chiar mi-amintesc când s-au văzut Perneș cu Sabina sau Sabrina. De el i-a lăsat un trandafir pe scaun. Chiar mi-amintesc. După cum v-am spus, emisiunea asta chiar am văzut. Chiar am urmărit-o. Am urmărit-o că la început de tot, când a prezentat băieții, mi s-a părut toți niște băieți super. Cu timpul am realizat că unii din ei nu prea era super, de exemplu Andrei. De Andrei nu-l plac absolut deloc, nici pe mama lui. Dar trebuie să-l placă toată lumea? V-am spus, nu trebuie. Pe nimeni nu place toată lumea, pe nimeni. Nimeni nu-i plăcut de toată lumea. Și par fericiți și ei. Dar sunt foarte la început. Cât au de când s-au căsătorit? 10 zile? Cam două săptămâni. În două săptămâni nu se poate întâmpla nimic rău. Sunt foarte proaspeți. De el și zice, proaspăt căsătoriți. Și Sabina, eu n-am încredere în ea. Nu știu de ce, nu am încredere în ea. Am impresia că tot tipul joacă. Joacă teatru, joacă ceva. Ce vrea să demonstreze ceva. Nouă familiei, mamei ei, care abia s-a văzut, am văzut cum a răsuflat ușurată, a făcut așa că, ca să, atunci când a spus ea, da, un celebru, da, că nu s-a așteptat toată lumea să spună da. Eu, sincer, nu mă așteptam să spună da. Am crezut că tot unul din jocurile ei stupide, care le-a făcut timp de 6 luni, pentru că stupide erau. Nu știm acum dacă mai bea sau nu, nu cred că s-a lăsat niciodată, dar... Nu mai vedem noi. Nu mai putem să vedem. Nici când bea, nici când doarme beată, nici când e dezbrăcată, nici când stă trăcărată, nu putem să vedem nimic, pentru că nu filmează asta. N-au camerele la Antena 1. Am pierdut?
Dar nu contează, începe alt sezon. Alte bârfe, alte comentarii, alți favoriți. O să fie și doi sau trei din... Nu știu încă dacă vine și Nora. Din sezonul 5, să vedem. Poate vine, poate nu. Când o să înceapă, la sfârșitul august, mi se pare, cât mai e o lună de zile, să știți că sunt oameni, spectatori, care nu au ce face. Pur și simplu nu au ce face, urmăresc emisiunea. Și emisiunea ca emisiunea, că e două ore, aia poți urmărească oricine. Urmăresc Antena Play. Și vor să știe tot ce fac concurenții în casa mireasa. Tot. Și când dorm, și când se ceartă, și când se bârfesc, pentru că în casa mireasa nu ai altceva ce să faci. Așa că de asta au și făcut Antena 1, alta Antena Play, ca să vadă spectatorii și când concurentul doarme și când se duce la duș. Și când mănâncă, tot trebuie să știe cum face. Parcă nu toată lumea face duș la fel, parcă nu toată lumea mănâncă la fel, ci e așa deosebit că Alina sau, eu știu care, Sabina s-a dus și a mâncat, că i-a mâncat Sabina în continuu. Când o vedeam, era cu farfuria pe afară, pe terasă, pe canapia, peste tot, i-a mâncat. Îi plăcea să mănânce. Și tot am vorbit de foștii concurenți. Ce mai face Alina Rusu, care a fost la două sezoane, la 34, și n-a găsit niciun bărbat, are 30 de ani și tot virgină. Să știți că nu e de admirat, e de compătimit. E de compătimit. N-a găsit sufletul pereche. Cum să nu-l găsești? Nu vrea. Că e pretențioasă, nu cred. Pentru că băieți și în sezonul 3 și în sezonul 4 au fost destui, au fost băieți frumușei, chiar au fost. Pur și simplu ea nu s-a arătat interesată de niciun băiat. Am înțeles că sunt în Italia, nici acolo n-a găsit pe nimeni, nu îi se potrivește nici italian, dar nu sunt numai italieni în Italia, sunt și alte naționalități, sunt și români, de exemplu, în Italia, chiar foarte mulți, mai mulți ca aici la noi. Aici, în insula Rodos, nu sunt foarte puțini români și nu mă întâlnesc cu ei. Nu mă întâlnesc, nu fac parte din comunitatea lor. Au încercat la început, când a venit vreo câțiva ani, nu mai pot. Zicea că e pasionată de călătorii, am văzut că a pus niște poze, a mai slăbit, că era în sezonul 3 și 4 de Itamai, prin 10 kg o grămadă, joacă tenis, se duce la sală și că e singură. Păi normal că e singură, cu atâtea pretenții. Păi dacă ai așa pretenții cu Maria, trebuie și ceva să oferi. Ea nici frumoasă nu e, nici deșteaptă, cum zice ea că e, că e deșteaptă, că se poate vorbi orice cu ea. Asta e foarte simplu să zic. Și eu pot să zic câte se o de deșteaptă, că nu-i greu. Fiecare poate să zică despre el. Nu e nici măcar o problemă să zici asta, că ești deștept. Nu-i destul să zici. Trebuie să demonstrezi că ești deștept. Dar ea, până la 30 de ani, n-a demonstrat asta. N-a demonstrat absolut deloc că ar fi deșteaptă. Că dacă era deșteaptă, ar fi avut familie la vârsta asta. Dar ea nu are. Nu are și nici nu se arată interesată de vreun băiat. Băiat și băiat. Acum băieți nu. Băieți nu. Bărbat. Ea nu are nevoie de băieți la 30 de ani. E femeie, nu e fată. Așa că mai ușor cu pretențiile, dacă într-adevăr vrea să facă o familie, dar nu cred. Nu cred. Sunt femei care se simt foarte bine singure. Nu zic de femeile care au trecut printr-o căsnicie, care au trecut prin divorțuri, care au avut bărbați violenți și vor singure. Da, vreau să le înțeleg. Dar ea n-a trecut prin niciun fel de experiență. A spus că a avut relații. Ce relații a avut? La distanță? Problema Alinei. Acum să vorbim de alta Alina. Elena și Vali în mașină prin București. Se duc să viziteze Casa Poporului, ce să facă acolo la casă, ce să viziteze. Să știți că am trecut și eu prin București, cât după ce am ieșit de la emisiunea Mireasa, am trecut prin București. Centru, prin centru, foarte murdar, foarte murdar, clădirile au rămas așa
cum au fost cândva. Cândva erau frumoase. Acum sunt toate distruse. Murdare, nici măcar o fațadă n-a făcut nimeni. Am văzut reclame gigantice pe ele. Panouri de reclame, atât. Peste jeg. Reclame luminoase. Foarte urât centru vechi. Foarte urât. Foarte murdar. București, într-adevăr, sunt câteva cartiere. Ce vânt s-a pus acum? N-a bătut vântul toată ziua, așa cum s-a pus vânt. Suntem pe insulă și vremea e schimbătoare. E schimbătoare foarte repede. Cum spuneam de București, sunt cartiere care e frumos, în care e frumos. Sunt cartiere foarte drăguțe, sunt cartiere curate. Eu vorbesc acum doar de centrul Bucureștilor. Pe la Intercontinental, care am înțeles că nu se mai numește Intercontinental, i-a pus Grand Hotel, de ce? Că-i mare? Înalt? Eu cred că toată lumea zice, că dacă zici Grand Hotel, cine știe de Grand Hotel? Dar cine l-a luat, dacă vrea, îi pune orice nume vrea, poate să-i pune și numele lui. Avem aici un lanț de hoteluri, se numesc Mițis, după proprietarul lor, bineînțeles. Hotelurile sunt de lux pe malul mării, pe malul mării, ideea. Chiar azi am trecut pe acolo, nu, pe la hotel. Cine mă lasă pe mine pe acolo? Pentru turiști. Eu sunt localnică. Păi sunt localnică, cam acte. Și aici lucrez, aici stau, sunt localnică, nu? Că nu vin doar în vizită în Rodos și plec, sunt localnică. Mi-ar fi plăcut să fiu de aici. Frumos. Azi am fost într-o excursie până într-un loc care se numește Falirachi și Calitea. Foarte frumos. Care ați fost aici, poate știți. Care ați fost, știți sigur. Eu când mă duc din Rodos, că eu stau chiar în oraș, că celelalte nu sunt orașe, sunt sate și stațiuni, mă simt ca în vacanță. Asta e pentru azi, așa sunt informațiile. Am să revin. Ne uitați. Vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul, să dați like și share. La revedere!